Schimbarea caselor de marcat cu unele cu jurnal electronic înseamnă pentru autorități încă o încercare de a reduce evaziunea fiscală, în timp ce pentru majoritatea firmelor care sunt mici, cum sunt chioșcurile de cartier, măsura reprezintă o nouă bătaie de cap. Până acum firmele erau obligate să păstreze copii ale bonurilor eliberate pentru o perioadă de 5 ani în eventualitatea unui control. De acum încolo, informațiile legate de vânzări vor fi transmise către ANAF pentru început cu ajutorul unui stick de memorie, iar de anul viitor automat. Schimbarea caselor de marcat presupune pentru firme și costuri suplimentare. Noile aparate costă în jur de 2000 de lei. Datele ANAF arată că peste un milion de case de marcat vor transmite informații către serverele instituției.